Am văzut mai devreme materialul cu intervenția telefonică a fostei iubite a lui Alex și se pare că toate acuzațiile ce i s-au adus sunt negate de către Alex. Spunea fata respectivă că au vorbit inclusiv în seara dinainte ca Alex să intre în competiție când era la hotel. El neagă faptul că ar fi lovit-o și mai de, de de înțeles cumva că ea ar fi insistat pe împăcare, că el a blocat-o, dar mesajele pe care le-a citit și în live doamna Simona l-au cam contrazis. Legată de violență spune Alex că de fapt lucrurile au stat invers, că el s-a controlat, s-a abținut, iar ea a fost cea care dădea în el cu picioarele și îl lovea în mesajele publicate Alex cu 10 zile înainte să intre în competiție, îi spunea fetei respective că o vrea pe ea, că o iubește și că ar lua cu totul toată relația de la început iar și iar. Sunt foarte multe acuzații la adresa lui Alex din partea fostei iubite, Andreea mai mult stă și ascultă, pe urmă cu siguranță o să analizeze. Andreea, chiar înainte de aceste dezvăluiri, spunea că a deranjat-o foarte tare un gest al lui Alex de la piscină când s-a băgat cu capul în apă și a făcut cu mâna de parcă ar lovi-o. Doamna Simona a spus acesteia că dacă dorește mai multe lămuriri, poate să vorbească cu fosta iubita lui Alex și să discute, să întrebe tot ceea ce dorește ea și Andreea a spus că o să se gândească.